Na, Șchiopu, să vorbim acum prin prisma omului simplu. Iată frecvent, la controle de rutină sau la recomandarea unui specialist, se realizează, de exemplu, o ultrasonografie, fie generală, fie unui anumit organ. Și se depistează la acea ultrasonografie o formațiune, suspectă sau mai puțin suspectă. Iată, atunci când există indicii, da? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i facă ulterior acea persoană? Cum ar fi corect să se procedeze? Pentru că de multe ori o persoană se trezește cu acel rezultat, mai puțin înțeles de el când citește concluzia și nu știe ce să facă mai departe. Dacă diagnosticul este înalt suspicios pentru cancer, evident, atât pacientul cât și rudele acestuia sunt cuprinși de panică, aș spune, și deci, frică este o emoții. Reacție de stres absolut explicabilă și care nu poate fi controlată în primele câteva zile, deci e o reacție absolut firească și fiecare potențial pacient care trece prin ea, cât și rudele acestuia, să nu se teamă, deci să nu se teamă de reacția pe care o au și să știe foarte bine că au la dispoziție câteva săptămâni pentru luarea deciziilor corecte. În majoritatea cazurilor, ai la dispoziție și 2 și 3 săptămâni pentru a lua deciziile corecte. Și ce este important? Este important să încerci să te implici în această situație, să încerci să te informezi, să încerci să participi în această situație. Organizațiile internaționale de care vorbeam înainte, deci societățile de profil în oncologie, au rubrici special dedicate pacienților. Păi iată, la rubrica pacienți sunt instrucțiuni sau sfaturi pentru cei care pentru prima dată se înfruntă un posibil diagnostic de cancer. Și prima, absolut prima recomandare este: informați-vă maximal detaliat. Adresați întrebări doctorului dumneavoastră. Pregătiți o listă de întrebări și mergeți la doctor. Luați a doua opinie. Deci, aceste organizații internaționale sfătuie pacientul să nu-i fie frică să adreseze întrebări. Deci, de multe ori am văzut în populația noastră, da, în practica noastră, cumva pacientul spune că doctorul știe mai bine, doctorul va decide, cu siguranță doctorul știe mai bine și cu siguranță doctorul se va strădui să ia deciziile maximal corecte în interesul pacienților. Dar adresați-i întrebări. Să nu vă fie frică să adresați întrebări. De ce se întâmplă așa sau altfel? De ce alegem această cale? Care sunt alternativele pentru această cale? De ce dumneavoastră așa credeți? Pe ce vă bazați? Mergeți și la al doilea și la treilea doctor? Mai luați consultații suplimentare? Deci aveți la dispoziție acest timp de la suspiciune până la diagnostic confirmat sau infirmat pentru a vă informa pozitiv. Deci ăsta este apelul meu, să încercați maximal să vă informați, să căutați cât mai multe opinii de profesioniști. Când vorbim despre maladie oncologică, evident, tratamentul este unul complex și așa cum ați spus dumneavoastră, de multe ori din cauza fricii, a necunoașterii, persoana și familia persoanei propriu-zis se confruntă, nu știu, cu un val de emoții, de griji, de întrebări, la care uneori au mai multe răspunsuri, alteori mai puține răspunsuri. Și totuși, iată, când vine vorba de ales tratamentul corect, cu ce se începe? Care sunt primii pași? Pentru că avem și chirurgie, avem și imunoterapie, și chimioterapie, și radioterapie, de ce nu? Fiecare, și până la urmă vorbim despre cancer, dar până la final noțiunea de cancer este foarte generală, pentru că există foarte multe particularități atunci când vorbim despre maladie oncologică propriu-zis care există la persoana respectivă. Drept răspuns la această întrebare, aș vrea să atrag atenție la 3 litere extrem de importante în cancer, și anume T, N și M. T înseamnă tumoare, N înseamnă noduli limfatici, M înseamnă metastaze. Păi fiecare pacient care are un diagnostic înalt suspicios pentru cancer trebuie să cunoască
că în căutarea diagnosticului sau în cheia succesului este diagnosticul corect. Un diagnostic corect, fără de răspunsuri la aceste trei întrebări, care sunt trei litere, nu este posibil. Ce înseamnă T? T înseamnă tumoare și cum stabilim diagnosticul de tumoare? Prin biopsie. Se colectează o parte din țesut, se examinează acest țesut și se pune diagnosticul preventiv ce fel de tumoare este. În afară de aceasta, a doua literă este litera N. Ea vorbește de răspândirea acestui proces într-un organ anume sau a ieșit deja peste limitele acestui organ. Ce este esențial și absolut obligator să fie făcut pentru aflarea lui N? Investigații imagistice, de regulă este computer tomografie cu contrast, a cutiei toracice a abdomenului și al bazinului. Deci se fac multe investigații imagistice cu contrast pentru a afla localizarea, dimensiunea, răspândirea locală, are loc sau nu are loc infiltrarea în ganglioni limfatici. Deci, dacă nu am făcut o investigație cu contrast, atunci răspunsul la litera N noi nu cunoaștem. Și ultima literă, anume M, iarăși vorbește despre răspândirea deja în afara organului, în alte organe, fiindcă fiecare tip de cancer are particularitatea de a metastaza, deci a se duce cu căile limfatice sau cu căile sanguine pe o anumită direcție. În protocoale este descris pentru cancer mamar ce investigații trebuie să fie făcute pentru aflame, pentru cancer ovarian, gastric, deci totul este descris. Și ține de regulă de investigații imagistice la distanță. Ți-ar părea că care este sensul pentru un diagnostic înalt suspicios de cancer mamar se face investigația creierului. De ce se face investigația creierului? Ea se face fiindcă una din căile frecvente de metastazare a cancerului mamar este anume creierul. Deci, am aflat răspunsul la toate trei litere T prin biopsie, N prin investigații imagistice cu contrast și M, iarăși investigații imagistice care se află la distanță de organul suspecios. Diagnosticul este cheia, este esențială, este cea mai importantă etapă în tratamentul cancerului, cea mai importantă. Fără de diagnostic corect, nu putem conta pe un pronostic pe care ne l-ar da statisticile internaționale. Deci este imposibil, fiindcă nu știm cu certitudine ce tratăm. Deci, încă o dată, diagnosticul este baza succesului și să nu vă fie de mirare atunci când se fac multe investigații la etapa de stadializare și când doctorul vă propune efectuarea biopsiilor. Eu știu că la noi în popor, în populație, există o anumită frică de biopsii, fiindcă un stereotip urmează să se răspândească cancerul. Să știți că este un standard de aur, deci este absolut obligator în cazul, dacă este posibil, dar în majoritatea cazurilor este posibil să se facă biopsia formațiunii suspicioase.